Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Sidonia Iancu și iată-ne din nou împreună în emisiunea Săptămâna Sportivă. Invitatul meu din această seară este Hristușa Pera, director tehnic la Sport Club Vâlcea 1924. Vom încerca să dezbatem cât mai multe lucruri și să aflăm de fapt ce se întâmplă la basketul vâlcean. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara! Mulțumesc din nou pentru invitație, ca de obicei o plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Să știi că și noi ne dorim foarte tare să fii prezent și să ne spui cam cum este în acest campionat, început de campionat 2024-2025 pentru basketul vâlcean și nu ne-am văzut de ceva vreme și cred că avem foarte multe de povestit. Da, într-adevăr, suntem într-un sezon nou pe toate planurile. Suntem în al treilea an de proiect, așa cum îmi place mie să spun, și cred eu că am crescut de la foarte, foarte puțin la un nivel destul de bun, zic eu, cu încredere și cu speranță că vom fi și mai buni și mai eficienți și în acest sezon și în următoarea perioadă. Eu sunt mulțumit și foarte bucuros pentru pașii pe care i-am parcurs în tot acest timp. Și aici nu mă refer numai la echipa mare, echipa de senior pe care noi o avem, iată, în prima divizie. Acum, Râmnicu Vâlcea este o echipă luată în considerare în prima divizie, dar și la grupele de copii, la grupele de juniori, la faptul că încercăm să construim ceea ce este numit o academie de juniori. Mă rog, cuvântul este pompos și presupune multe. Noi încercăm să ne apropiem de standardele unei academii. Încercăm să facem pași în acest sens pentru a deveni mai buni și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al infrastructurii, al logisticii, al tuturor acestor lucruri. Scopul final fiind acela de a da posibilitatea copiilor vâlceni și nu numai, de ce nu din toată România, pentru că nu sunt multe locuri unde poți avea toate șansele și toate necesitățile pentru ca la sfârșitul unui juniorat să poți să fii un jucător profesionist. Noi discutăm despre basket. Așa cum spuneam, avem grupele de copii de sub 10 ani, sub 12 ani, sub 13 ani. Avem grupele de juniori, de U16, U17, U18, U19 și o echipă de Liga 1, a doua divizie a campionatului românesc, care are singurul scop acela de a le da minute de joc, de a le da posibilitatea copiilor și jucătorilor noștri, sunt numai jucători tineri și foarte tineri, să joace, să se dezvolte, să capete experiență într-un mediu competitiv. Știm destul de bine că Hristușa Pera, când a venit la Râmnicu Vâlcea la început, ne-a informat cumva gândirea pe care o are în această școală, să zic așa, a basketului vâlcean și iată că a prins roade. Știm destul de bine că te-ai implicat și te implici în acest fenomen și, așa cum spuneai, rezultatele până în prezent sunt chiar foarte bune. Obiectivul pe care l-ai avut ca antrenor ți l-ai atins, acum ai o altă funcție, director tehnic. Cum este
diferența între aceste două meserii, antrenor și director. Aș vrea să te mai întreb în același timp dacă te și implici în pregătirea acestor sportivi, fie la juniori, fie la seniori. Da, bine, în primul rând nu pot să spun că a fost ideea mea, că acest club a fost ideea mea sau viziunea pentru dezvoltarea basketului vâlcean a fost a mea. Nu, evident a fost a Consiliului Județean, a domnului Constantin Rădulescu, cel care a vrut să dezvolte asta. Eu sunt un profesionist, lucrez în basket de mulți ani deja, pentru că am început foarte devreme, ca și antrenor de basket, și nu numai. În România uneori antrenorul face mai multe lucruri decât ar trebui. Și eu am încercat să le ajut viziunea lor, să punem în practică viziunea pe care oamenii de aici, Consiliul Județean, cei care s-au implicat în acest proiect, domnul Constantin Rădulescu, au avut-o pentru dezvoltarea basketului vâlcean și nu numai a sportului vâlcean. Până la urmă că nu, la clubul nostru nu există doar basket, sunt mai multe secții care au apărut și cresc și o fac foarte bine. Așa cum ați spus și dumneavoastră, în primul an când am venit aici, nu prea auzea nimeni de noi, nici nu prea puteam să aducem mulți jucători de afară, pentru că spuneau, din România vorbesc inițial, ziceau, ok, dar în Vâlcea nu prea există nimic. Și într-adevăr. Dar pașii s-au făcut, au crescut, cred că în momentul acesta trebuie să devenim mai buni, mai eficienți în ceea ce facem. Am lucrat foarte mult și la această parte, la partea tehnică, la metodologia antrenamentelor, la modul în care vrem să ne dezvoltăm copiii și, evident, și modul în care vrem ca echipa noastră de seniori să joace. Am considerat că în acest moment al dezvoltării clubului este nevoie de mai mulți oameni profesioniști, mai mulți oameni care să știe, să cunoască fenomenul basket. Am făcut niște schimbări la nivelul băncilor tehnice, atât la seniori, eu mergând în rolul de director tehnic, și venind Arturo Alvarez, un antrenor pe care eu îl apreciez și care cred că poate să ne aducă un know-how pentru dezvoltarea echipei, în primul rând, al jocului, dar și al sistemului. De asemenea, am adus un antrenor spaniol la echipele de juniori, pentru divizia Liga 1, dar și grupele de U19, U18 și U17. Oriol Comas, care este un antrenor care a lucrat în foarte multe locuri, la un nivel foarte înalt și la fel în care eu am încredere, că va ajuta acești copii să se dezvolte. De asemenea, continuăm colaborările cu oamenii din basket din Vâlcea care au vrut să se alăture proiectului nostru. Întotdeauna eu am spus că suntem în Vâlcea, suntem o mână de oameni în basket și ar trebui să lucrăm toți împreună pentru dezvoltarea acestui club. Acest club este în continuare unul mic pentru în ceea ce privește tradiție, istorie și locul în peisajul basketului românesc. Creștem în continuare.
după cum am spus, pentru mine un club nu înseamnă doar echipa, prima echipă. Da? Prima echipă este astăzi, mâine sau altă dată, dar un club serios are o bază solidă. Noi avem în acest moment, la nivelul copiilor, Lucian Vergu se ocupă alături de Georgiana Plăvițu, care este o jucătoare de basket de aici, care s-a alăturat proiectului nostru. De asemenea, pentru mine, eu am crezut, cred că domnul Doru Moise și Magda Moise sunt niște oameni care au lucrat mult timp în basket, care au făcut multe lucruri pentru basketul lucian și au anumite cunoștințe care pot ajuta copiii să se dezvolte corect. De asta cred că ei își fac treaba foarte bine. Sunt bucuros că Anca Nițulescu lucrează alături de noi și alături de mine în proiectul de juniori mai mari, unde ne ajută foarte mult. Întotdeauna am spus, lupta cea mai mare în sport sau ca și antrenor, de obicei, lumea spune că este cu adversarul. Dar nu este de obicei așa. Lupta cea mai mare este cu tine însuți. Dacă tu ești mai puternic, dacă tu ești mai unit, dacă tu ești solid pe ceea ce faci, atunci lupta cu adversarul e o bucurie. E un lucru pe care poți să câștigi și poți să pierzi. Asta este evident. Dar întotdeauna te vei simți împlinit după un meci, după o astfel de confruntare. Pentru că vei ști că tu ai făcut absolut tot ceea ce ține de tine. Și când faci aceste lucruri, când ai toate aceste atuuri, de cele mai multe ori o să câștigi. Evident, o să câștigi, o să pierzi, dar noi suntem învățați cumva să avem o evaluare la fiecare sfârșit de săptămână, dar întotdeauna, ca antrenor, privești imaginea de ansamblu, privești planul mai mare, privești ciclul anual, privești sezonul competițional, îți dai seama de momentele că nu tot timpul poți să fii sus, nu tot timpul poți să fii jos. Sunt vârfuri de formă, căderi de formă și atunci trebuie să ai viziunea, să știi exact unde ești, unde ar trebui să fii, ce trebuie să schimbi. Da. De asta spun că dacă în momentul în care tu ești puternic, lupta cu adversarul este nu câștigată, dar să zic ai șansele să o câștigi. Da. Altfel nu ai șanse să câștigi. Să înțeleg din tot ceea ce mi-ai spus că în basketul vâlcean, de fapt, basketul vâlcean este o familie. De la copii și juniori până la seniori, dar și, bineînțeles, stafful. Și atunci când familia funcționează foarte bine, rezultatele, iată că vin mult mai ușor. Vor veni mult mai ușor. În momentul în care învățăm să lucrăm împreună, în primul rând, învățăm să ne înțelegem unii pe alții, învățăm să credem într-o viziune, pentru că avem o viziune. Trebuie să credem în ea, trebuie să credem în pașii pe care îi facem, și evident să-i analizăm de fiecare dată, pentru că asta este de bază. Nu putem să spunem că un lucru este bun dacă nu este bun, dar trebuie să gândim cum putem să remediem acel lucru. Asta înseamnă performanță. Exact. Da. Ai o experiență foarte bogată în basket și ca jucător, antrenor și acum și director tehnic, da? Da, e o poziție nouă care mă încântă, mă provoacă, e un pic diferit, pentru că rolul meu este în acest moment de a trasa niște linii. Cumva te muți de la nivelul în care trebuie să faci tot, să controlezi și trebuie să vezi imaginea de ansamblu, să ai o perspectivă pentru viitor. Uneori, ca și antrenor,
destul de greu să ai această perspectivă, pentru că de fiecare dată sâmbătă e meci. Weekendul trecut ai avut meci, trebuie să analizezi ce se întâmplă și trebuie să-l câștigi pe următorul, pentru că următorul trebuie câștigat, în, evident. Din această poziție lucrez în special cu antrenorii, de asemenea încercăm să fluidizăm circuitele de în primul rând, de comunicare din clubul nostru. Și de asemenea o linie, o politică cumva îmi doresc să avem o politică comună a clubului nostru în tot ceea ce privește și lucrurile interne și comunicarea și această fluiditate între programul de junior și programul de senior. Eu îmi doresc foarte mult de asta și antrenorul pe care l-am adus la junior provine din școala spaniolă, pentru că noi ne dorim ca copiii noștri, asta e un lucru la care eu lucrez, copiii noștri să joace același sistem ca echipa de seniori și să avem o gândire, o filozofie în lucrurile pe care le facem, iar în momentul în care ei fac trecerea de la echipa de junior la echipa de senior, pentru ei să fie un lucru normal, e doar un nivel mai ridicat, poate sunt anumite lucruri în plus, evident, dar baza este aceeași. Și atunci pentru un copil e mult mai simplu să se adapteze în acest fel. Altfel, el oricum vine cu un deficit de fizic, tehnic, tactic, de experiență, normal sunt puțini. Întotdeauna ne uităm la copiii senzaționali, la sportivii de performanță care excelează la 17 ani, 18 ani. Acelea sunt excepții, acelea sunt niște genii cu mingea, să spunem așa. Majoritatea au nevoie de timp, au nevoie de o structură bună, de o experiență și eu cred lucrăm la acest lucru, la această trecere pentru copii la echipa de seniori, ca ei să poată se dezvolte mai repede. Simți o comunicare, așa cum spuneai, mult mai bună atunci când ești un director tehnic sau un manager care ai fost și sportiv și antrenor, lucrurile se așează mult mai bine. Deci comunicarea între voi și jucători, cât și față de antrenori, este mai relaxată, cred să zic că așa. Cred că este un avantaj, pentru că cineva care nu a făcut sport de performanță, cineva care nu a fost manager pentru o perioadă lungă de timp în sport, uneori are mici dificultăți în a înțelege natura acestui domeniu. Domeniu, da. Și cât de multe ori... Nu e neapărat să fi fost un mare sportiv de performanță ca să fii antrenor. Nu e neapărat să fi lucrat în sport ca să fii un bun manager. Dar timpul pe care îl pierzi pentru a înțelege cu adevărat domeniul și ca manager lucrurile, detaliile care sunt importante și care fără de care nu se poate și uneori par mici, uneori par nesemnificative, dar țin în loc cumva contează toată... foarte mult și evident este un mare avantaj. Cred că oamenii care trăiesc în acest mediu, trăiesc din acest mediu, înțeleg fenomenul. În același timp, să fii un bun antrenor, să fii un bun manager. Antrenorul este un manager, să ne înțelegem. Antrenorul are o parte tehnică și tactică și are o parte de management a întregii echipe și trebuie să
coreleze partea tehnică și tactică cu gestionarea grupului. Despre asta este vorba. Ca și director tehnic, ai un grup și mai mare de gestionat. Asta este evident. Dar te simți împlinit în momentul de față? Contează mult pentru telespectatori. Întotdeauna. Întotdeauna am făcut ceea ce mi-a plăcut și întotdeauna m-am implicat 100%. Cred că, evident, uneori lucrurile ies mai bine, uneori lucrurile ies mai puțin bine, dar întotdeauna nu știu să dau mai puțin de 100%. Nu știu să nu mă implic într-un lucru pe care eu îl fac. N-am știut să joc niciodată la 50% din potențial. N-am știut să antrenez la așa, da, ok, să mergem la antrenament. Nu sunt, fiind în acest domeniu care este extrem de competitiv, înțelegi lucrul ăsta, te duci în felul ăsta, să faci lucrurile 100%, să fii implicat 100% în absolut orice faci, cel mai mic lucru sau cel mai mare lucru. Și pentru mine bucuria este în momentul în care văd că ceea ce fac are impact, că aduce plus valoare. Dar știi cum e? De multe ori este foarte bine că sunt oamenii puși în funcții și fac tot posibilul și imposibilul să fie totul perfect. Și ce ne facem atunci când nu suntem înțeleși de ceilalți din grup? La tine pot spune că este un lucru fericit, că înțelegerea și funcționarea este perfectă. Nu, niciodată nu este. Adică lucrurile, perfecțiunea este inamicul cel mai mare al eficienței. În momentul în care lumea spune, da, trebuie să fie perfect, nu, lucrurile nu sunt perfecte, lumea nu este perfectă, dar trebuie să fii bun în ceea ce faci, trebuie să te înțelegi, trebuie să faci ca lucrurile să meargă. Da, dar și ceilalți din jur să înțeleagă asta la voi, asta vreau să zic, la voi, la... Încercăm să facem acest lucru să fie eficient în primul rând. Da. Pentru că se observă. Ați crescut în 3 ani de zile foarte mult. Am crescut foarte, foarte mult, foarte repede, evident, pașii au fost foarte mari. Și avem mult, mult de lucru la această fluidizare a circuitelor de lucru. Dar cred, eu întotdeauna sunt optimist și întotdeauna cred că lucrurile pot fi făcute cu un singur sau două ingrediente principale, încredere și muncă. Da. Aș vrea să știi că și la noi, în televiziune, în emisiunea Săptămâna Sportivă, trebuie să te anunț și pe tine și pe telespectatori că urmează o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat.